Președintele Joe Biden a anunțat joi seară eliberarea pe piața unui număr fără precedent de barili de petrol din rezerva strategică a Statelor Unite, cea mai mare de la crearea acestei în 1974, 180 de milioane de barili de petrol, pe parcursul a 6 luni, scrie BBC. Deja de la momentul anunțului, prețul petrolului a început să scadă. Decizia președintelui american este menită să amelioreze situația dificilă creată pe piețele globale de invazia rusească în Ucraina. Este puțin probabil, însă, ca eliberarea acestor rezerve, aproximativ 1 milion de barili pe zi, să rezolve pe de-a întregul criza energetică cu care se confruntă lumea în aceste momente. Președintele Biden a precizat că măsura va fi urmată de alte acțiuni pentru creșterea producției americane de petrol. După anunțul președintelui SUA, prețurile petrolului au început să scadă, de exemplu, la $103 pe baril la West Texas Intermediate și $108 la Brent Crude. Totuși, este puțin probabil că eliberarea acestor rezerve să fie suficientă pentru a compensa pierderea petrolului rusesc, Rusia fiind al doilea cel mai mare exportator, după Arabia Saudită. La Brent Crude, barilul de petrol se afla la $139 pe baril, la începutul lunii, la puțin timp după începerea invaziei rusești în Ucraina. De atunci, deși prețurile au mai scăzut, ele sunt în continuare cu 70% mai mari decât erau în aceeași perioadă, anul trecut. SUA, cel mai mare producător global de petrol, pompează, în prezent, 11,7 milioane de barili pe zi, însă această cifră nu este suficientă pentru a satisface cererea la nivel global. Editor: Adrian Dumitru.